Florin Câțu a devenit oficial noul președinte al Partidului Național Liberal cu 2878 de voturi în favoarea moțiunii sale și doar 1898 pentru contracandidatul său Ludovic Orban. Florin Câțu preia frâiele celui mai mare partid de pe dreapta echișerului politic. De cealaltă parte, Ludovic Orban a anunțat că mâine își va depune demisia de la șefia Camerei Deputaților și că orice parteneriat cu Klaus Iohannis a încetat oficial. Florin Câțu a obținut 2878 de voturi. Asta înseamnă 60,2% din numărul voturilor valabile. Domnul Ludovic Orban a obținut 1898 de voturi. Mulțumesc mult de toți și mulțumesc. Florin Câțu a declarat că este onorat să fie noul președinte al Partidului Național Liberal. Acest vot mă onorează și mă responsabilizează. Nu mă surprinde alegerea dumneavoastră, pentru că am spus dintr-un moment că echipa câștigătoare este singura soluție pentru Partidul Național Liberal. Tot el promite un partid mai unit care va ști să lupte împotriva rivalilor politici. Voi fi președintele tuturor liberalilor, indiferent pentru ce ați votat astăzi. De astăzi sunt un partid unit și am folosit toate resursele împotriva adversarului nostru politic, PSD. De cealaltă parte, Ludovic Orban i-a transmis felicitările lui noului lider de partid și a afirmat că își va depune demisia din fruntea Camerei Deputaților și a încheiat discursul cu un mesaj către președintele țării, Klaus Iohannis. Îl felicit pe Florin Câțu pentru alegerea ca președinte al Partidului Național Liberal. Demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi luni la prima oră pe masa președintelui ales Florin Câțu. Vreau să vă mai spun un lucru. Din momentul de față, între Ludovic Orban și Klaus Iohannis, nu mai există niciun parteneriat.